Iată-ne ajunși și acasăcă, plină cu zăpadă. Tot e numai omăt în jur. Doamne! Ce frigăraie asta aici, în țara asta, oameni buni? Noi eroi! Zăpadă de Mohameda vine. Ой, блин, сидит. Cum să nu iubești Moldova când știi că acasă te așteaptă oameni dragi și Evelina cu plășinți calde, numai și scoase din cuptiori, izvar cu vin de la Sărătieni. Iată, cu ce sunt plășintele? Aici sunt cu brânză. Cu brânză. Cartofi și bani. Gata, nu mai vrem în Egipt. Să acasă! Căsuța mea, căsuț, prima dată când vin din vacanță și ne dor de casă. De obicei la gazdă, ei, gazda. Terasa mea plină cu zăpadă. Bună dimineața, s-a trezit Dulceață. Eu ieri m-am culcat la ora 8 cu gândul că la 10 mă trezesc să mai fac niște chestii. Și după cum observați, abia acum m-am trezit. Și afară e zăpadă. Și să începe lucru. Filmări, Dora, dar trebuie mai de băut. Ca fluța. Bună dimineața din zăpadă. Mulți din voi mă întrebați, Emilian, dar ce faci tu cu zăpada de pe teras? Dar nu fac nic, oameni buni, cu dânsa. O las. Mă sunt că e în ogradă, n-o strâng. O stopească și o duc pentru crăpăturile astea. Parcă-i gufră, vedeți? Apiacă așa îmi fac. Ia uite cum e. Mimi! O, pazanajă, eu dacă pun mâna pe cosmetica asta, Ianu, apuștiți și fac, ei, îmi fac un machiaj și chic pisica în coadă. Valcica, pentru tine mă transfer. Plimbam bine, Birgit, ador momentul ăsta. Așa, ia câte mă-s frumoasă, stăt, stilat, cochiată, leopardă-vă-i tufli, joltă-vă-i maica, joltă-vă-i sunca, băla. Și se văd ne-o dăm oleac așa pe șerșei mei provocatori. Fiilor, vă spun drept, era stres cu trezit așa cu jopci cu umăt, noroc m-a ținut un băiet. Că altfel, of, și ne-a fost dor de Moldova, de zăpadă, de umăt, de mașină, de tăt și... tăt și elea. Eu tot timp când mă întorc din vacanță, primul lucru ce fac, îmi văd familia, neamurile. Și Aldor, tehnic de culoare, ca să-i tai tu de mâna nii, ca să știi că mă jos că și-a slunică. Opa, oi, blin. Da. Blin, nu pot. Suca. Oi. Bună zi. Opa, dar și te găsit de lucru, dam. Ai cheltuit-ți banii la cănii, noroc, băieț. Dar unii sunt cumpărătorii? Să nu. Așa, dragilor, pentru că suntem în luna dragostei, unde plutesc în aer, fluturașii, embrionii, nu știu cum să mai zic, Aldorf Tehnic are o ofertă specială pentru toți cei care sunteți acum în reparații sau în construcții și aveți nevoie pentru vopsea, pentru interior. O chestie foarte importantă. Avem reduceri de 14% toată luna februarie la vopseaua aceasta, care este foarte bună pentru microfisuri. În cazul în care aveți o crăpăturică mititică, această vopsea este superbă. Se spală de milioane de ori și acum nu exagerez, bineînțeles, că la mine în apartament la fel este dată cu această vopsea. Avem și gruntul și vopseaua aia trebuie să vadă flex coat, 14% reducere luna februarie. Kiss you, așa că ești în reparații. E șansa ta, tot acum. Miuița 44, Aldorf Tehnic, de culoare casei tale. Mua. Bună ziua, bună ziua, prietenaș. Naina, au însă cum știu, de ca caraleva. Adrian, strânge pânceca, te rog. Pentru că avem lucruri serioase de vorbit. Chiar dacă afară este zăpadă, cum n-a fost ultimii ani de mult timp, foarte mulți din voi, Emilian, spune-ne ce recomandări ai despre Egipt, dacă se merită de dus, ce trebuie de făcut, unde trebuie să fim atenți. Vreau să vă zic, se merită 100% să mergi în Egipt în această perioadă, apa este caldă. Acum, sincer am să fiu, este un pic de vântuleț, vântul este cam răcuros, mai ales în partea a doua a zilei. Recomandăm cu toată încrederea să mergeți la piramide, să mergeți...
mumile slivi de... Eu recomand diving-ul. Noi n-am putut. Adrian, cum a fost diving-ul? Super fain. Și eu recomand. Și nu, n-a plăcut. Noi doi n-am putut, numai Adrian a putut. Diving. Merge să mergem mai departe. Deci Marea Roșie este una dintre cele mai frumoase mări din lume. Acolo tot ce înseamnă diving și cufundări, să vezi lumea subacvatică, încă o chestie foarte frumoasă. Corabia cu fund de mare. Cum a fost? Asta cel mai mult. Asta a fost cel mai genial. Noi de obicei vedem marea, vedem numai apa. Dar când vezi ce se întâmplă la adâncime și vezi mii de specii de pești care îi înoată pur și simplu pe lângă tine, este pur și simplu genial. Recomandăm cu toată încrederea. Acum cineva din voi spunea, Emilian, că ai sunt prețurile. Cu cine v-ați dus? Bineînțeles că am mers cu Panda Tour. De obicei când merg undeva în vacanță, tot timpul Panda Tour este la dispoziție și mi-au făcut cele mai bune oferte. Pentru că deseori te pomenești că ajungi într-un hotel nu chiar bun, așa că Datoră, îți mulțumim foarte mult pentru tot. Vreau să zic încă o chestie. Dacă o să faceți excursii, nu luați de la agentul de la hotel, dar aparte. Super scumpe. Luați aparte, nu de acolo. Așa că recomand, duceți-vă. Tot vorbim despre Panda Tour, vreau să vă zic că în foarte scurt timp o să vă dau o veste foarte bună, în mod special pentru toți fanii mei. Ne-am gândit la un proiect să mergem în țările calde. Și când zic țările calde, vorbim aici despre ce țară? Thailanda, dar mai multe detalii o să vă spun un pic mai târziu, așa că până atunci recomand Panda Tour, sunați în Egipt, țâță de fată mare. Nouă ne-a plăcut la nebunie. Yeah. În afară de diving, numai el a făcut. Chiar super. Ultima recomandare, Nina, fă-o tu. Ți s-a plăcut cel mai tare? Culoarea asta. Culoarea asta. Suc de mare. Cel mai gustos suc de mango este în Egipt. Genital! Da. Și în drum spre Negureni ne-am oprit în Codrii Moldovei să savurăm aceste imagini adolescentine și puierile pe alocuri, aș spune chiar. Zăpadă, blin! Așa, unii zghiocei, tot e înghețat. Cam în ultimii câțiva ani nu a fost așa zăpadă frumoasă, este tot. Tot Negureniu este plin de zăpadă. De mult n-am venit eu acasă și să fie așa omăt, nu țârfuială vorba românului. Căsuța, amujaghi. Chișinăului, amușcănii, am la căruță. Și zabulani. Davai-ți. Fas. Și de frumos alb, zăpadă albă. Și ne frumos la mine. Și la mine, gospodin tătăi. Așa. Gona, și ce iarți, Nastioc? Ce-o făcut, am? Dimineața, maman? Și mâncare gătit, rep de arată. Și e negustos. Zamă și gălușele. Dar unde e mama Dora? Mama Dora e în cameră și ea. Și faci, gospodina? Eu mă uit la crizor. Maledeți, uși de cald acasă și ghini. Părul trebuie vopsit. Uite, mă, nu-mi capăt. Ele trebuie amândouă, ele trebuie amândouă, dar nu vor. Lasă-le, apucăm de ciupși. M-am rozat frumșel? Yeah. Uitați-vă cum se văd luninițele prin zăpadă, deja e altfel, da, zi. Aici a fost bardac peste dus. Dar ce a fost bardac? Bădica nu vrea să prindă luninițele. Dar ce? Plătești prea mult. Nici un fel plătești prea mult. Altfel, blin și frumos. Mâini, tăiem un pceluș, facem friturică la șaun și o trântim pe Lavinia în zăpadă. Maramuc, faci pe Lavinia. Blin, dar de când a fost zăpadă acasă? La zămușoară, cum poți mănânci o zamă fără o lecțică de jind și al bun roșu? Din ulcerașul ăsta curge spumă, spuma laptelui, pana curbului. Și când să facem un izvar, a să uităm de toate cănilile de la Egipt. În ulcior nu se vede cât de bine curge spuma, aici se aude numai. Preferatul meu
Mă scuzați, cine se regăsește în gusturile mele? Puneți acum da sau nu. Cui îi place acest curișor senzual? De găină sau de coș? De găină. De găinușă. Dacă prințesele noastre la Negureni ne-au întâmpinat cu zeamă făcută cu tăiței de casă, cu vin gustos, noi am decis să le servim cu cel mai gustos mango din Egipt. Uitați-vă ce dragoste avem noi aici. Din stat vreau să zic că este doar un singur cățeluș și este dat. Că o să-mi scrieți, amuși, vrem și noi. Nu mai avem. De data asta m-au născut doar doi. Unul a murit și a rămas doar ăsta. Care este dat deja. Și băițul. Și colofon. Lui Foan. Unde e futurașul? Și buldozer. Dragilor, chiar dacă de obicei când stau în cadă, mă apucă muza și fac diferite filmulețe amuzante, ieri și astăzi m-am gândit foarte mult dacă să îmi expun părerea la cazul care s-a întâmplat în Ciocana, unde mai multe domnișoare, deși nu merită acest calificativ, au maltratat o altă fată, chestii foarte urâte, iarăși un val foarte mare de hate, că ar trebui și să împușcate părinții, chestii, nu știu ce. Eu, de felul meu, sunt adeptul pașnic, fără niciun fel de violență, indiferent ce s-ar întâmpla. Eu nu suport oamenii când se bat, mai ales femeile, viitoarele mame. Iarăși, aici se poate de zis că părinții nu au dat o educație bună. Aici eu cred că fiecare părinte își dorește ca copilul lui să ajungă undeva, să devină cineva. Cine este vinovat? Nu știu. Cum de pedepsit? Iarăși, nu știu ce să zic, însă am să zic doar o istorie simplă și atât. Când eram mai mic în sat, la noi era o doamnă care umbla cu furatul și fura prin gospodăriile oamenilor. La un moment dat a furat la cineva, nu știu ce, că eram foarte mic, și ce pedeapsă a primit acea femeie. Stăpânul, la care i-a furat nu știu ce, a prins-o, a ras-o pe cap, la zero, a dezbrăcat-o în pitulicea goală și a purtat-o tot satul cu o tăbliță. Cine o să facă ca mine? Ca mine să ajungă. Eu cred că această pedeapsă este o pedeapsă superbă, unde aceste fetițe trebuie dezbrăcate în florile goale, să le simte exact cum se simte fata aia care a fost bătută, dezbrăcate rasă pe cap și cu aceste tăblițe se meargă de la Ștefan cel Mare până la Unic, vreo 15 ture așa, în stânga și în dreapta, în stânga și în dreapta și neapărat tăblița. Cine o să facă ca mine? Ca mine o să ajungă. Pentru că, da, putem să zic că da, noi putem să zicem că trebuie bătute, dișghinate, chestii din astea. De moment ce zicem asta, noi automat, vrând, ne transformăm în niște imbecili ca și ele. Pentru că sunt niște imbecile și tocmai de aia. Din punctul meu de vedere, autoritățile. Da, părinții o să primească pedeapsă, școala, nu știu ce. Dar este foarte important, pentru că erau acolo mesaje și la licee, că trebuie dat afară directoarea, chestii din astea. Eu cred că cei 7 ani de acasă joacă un rol foarte important în a crește un membru al societății sănătos, indiferent că este femeie, indiferent că este bărbat. Dacă eu aș avea această putere, aș fi un președinte, să nu pun asta să fleacuri căcaturi, dacă aș avea această putere, eu aș face o astfel de lege. Iată, mizerabilii care fac chestii din astea, nu trebuie bătuți, nu? Pur și simplu dezbrăcați cu cheia, să fie un panou cum era pe vremea în chipărușul și pus în moaca lor ca oamenii să treacă și să scuipe pe aceste fotografii sau când o să vadă aceste vietăți. Eu înțeleg că acum este la modă să fii foarte popular și pentru rating, Instagram, TikTok, Facebook, adnăclasne și faci diferite filmulețe ca tu să ajungi undeva departe. Persoana care a filmat acel moment, care de fapt este o lână, că nu vreau să zic un animal pentru că înjură animalul respectiv. La fel, când o să se întâmple ca să le dezbraci cu chilea, inclusiv pe acea persoană, să le arate pe cap, să meargă așa prin Chișinău și să filmeze live ca să le vadă o țară întreagă, iar cei care sunt în Chișinău să treacă așa, să iau aliei, cum știți cum treci cu voi, cum treci președintele, apac așa să treacă aceste fetițe garofiță și lumea se uită la dânsul și zică, ia ca și să zic. Am fost rău, nu? Nu am fost rău, eu am găsit varianta mai pașnic, care cred că eu cumva ca să acționeze și peste vreo câteva luni o să-și dai seama că dacă nimerești, faci căcaturi, ajungi pozorul țării, rușinea țării, mizeria țării, gunoiul țării. Atât. Mă scuzați?
Și cum este în Parcul Central Aleea Clasicilor? O lecție că mai încolo, nu chiar de Doamne Ferește, să fie aleea nulităților. Reca nulitate, cred că e ok acest calificativ. Da, și nu este deloc, nu este agresiv, nu incit pe cineva la ură, la bătaie, la umor, la chestii. Simplu, nu le atingi, frumos, mașinca de tuns, ras, dva, tri și atât. Poți le șulțe de cioc de asta dacă vreți, dar nu neapărat, adică ras, cam ușor, dezbrăcate, frumos, fotografiate, postate așa, s-o oprească, normal, trebuie să oprească în genită traficul. O oră, nas, murim, mergem pe jos. Și că așa, dintr-o parte în alta, dintr-o parte în alta. N-ai bătut pe nimeni, nu ți-ai făcut păcate, dar în schimb așa, azi la una zic, băi, Doamne ferești, să nimeresc eu acolo. Și încetul, eu cred că lucrurile se schimbe, pentru că noi suntem, și datorită societății, toți suntem vinovați, pentru că noi creăm societatea și în același timp societatea ne reprezintă pe noi, este fața noastră, nu știu cum să zic eu. Și aceea noi suntem vinovați, noi toți suntem în aceeași oală. Noi toți trebuie să gândim cum putem să ieșim din acest, să nu existe astfel de persoane, astfel de violență, bătăi, omoruri, chestii, trestii. Simplu ca bună ziua. Eu, dacă aș avea această putere, cu siguranță, poate că da, eu înțeleg drepturile omului, mă ating, n-ai drept, nu știu ce să faci, eu înțeleg și aceste drepturile omului și nu știu, dar din moment ce tu nu ești un om adecvat, un om sincer, cinstit, care muncește, care își iubește aproapele, care vrea ceva pentru dânsul și pentru societate, eu cred că e simplu să faci aleea mizeriilor, atât pui fotografia pe o săptămână, pe o lună, te duci, treci, te-ai uitat, ai pus o florișică, ești tuchet odată și atât lucrurile o să schimbi, cred eu. Dar asta deja trebuie să treacă mult apă pe nistru. Mai mult nu mai fac instastoriuri pentru că am ușa mă prind a nerva că eu sunt, că deja șerbi în mine plocozești sângele și pot să devin un pic agresiv vulgar, pentru că agresiv altfel n-am cum să fiu. Calm, pașnic, vă doresc noapte bună, vă doresc liniște în familiile voastre și autoritățile ar trebui să se gândească la propunerea mea aproape genială, nu chiar foarte genială, așa un piculeț. Eu cred că dacă trecem la astfel de pedepse, lucrurile se schimbe. Thank you for attention. I love you. Kiss you. Kiss din vană. Mai este o chestie foarte dureroasă despre care aș vorbi foarte mult despre cazul copilului necat în creștelniță. Mai scurt, la botez. Despre asta o să-mi iau timp și după asta o să revin cu un feedback. Până atunci, pășeți o cadă, puneți sori, beți un pahar de gin, trageți-o și la urma urmei și viața e frumoasă. Pe acasă înseamnă viață fericit. Thank you, kiss you, love me together. Și după o cadă serioasă, bineînțeles că un borcan de compot de vișină rece din Beci este binevenit. Adus de sora mea la 12 noaptea. Nu a vrut să duc din star, dar eu am făcut așa, am făcut-o pe milosti rog, imaginează când mi se ieși amuia, dacă n-ați beau campotă, să ne-ați zăbăi la gură toată noaptea. Și ne-o adus. Și vreau să vă arăt cum se bea corect compotul. Chiar dacă unii din voi ați zic, Emilian, și cu tine, trebuie să fim educați, campotul să-l bem în cănuț sau în ceșcuță. Ca să savurez un borcan de compot din ăsta făcut la țară, de mama, el, aveți două mâini, da? Le luați, le puneți pe borcan și faci așa. Auziți cum se duce? Ca în năsip. Oi, blin. Acum, hai, noapte bună. Nu știu ca instastoriu.